iar mitul nu se covoară la concretețea pură. Hegel dădea un exemplu, Sfinxul, care de fapt este un echilibru fragil între natură și cultură. Orchestia asta este la blagă, în momentul în care apare ceea ce eu am numit mit semi-antropomorf, în pașii profetului, de pildă motivul lui Pan, care este natură, pe de o parte, cultură, pe de altă parte, dar treaba asta există și din punct de vedere al procedeelor, este metafora la blaga, este un as al metaforei și un teoretician al metaforei care ilustrează pe partea poetică exact acest echilibru. Ca să nu mai spun de faptul că în experimentul și spiritul matematic, o carte care a cunoscut de fapt o vârstă postumă față a lui Blaga, o carte absolut remarcabilă, ea se sprijină de fapt pe acest concept reiterat, dar altfel, concept imagine. Deci asta este coloana vertebrală, de fapt, experimentul și spiritul matematic. Prin urmare, părerea mea este că în momentul în care ne uităm numai la poezia lui Blaga, nu avem, totuși, aici nu funcționează, cred eu, principiul pars pro toto. Deci, a vedea prin poezie integralitatea. Ci trebuie să pornim de la cadrele mari, de la încadramentul. A fost și un teoretician și un metafizician, un filozof. Normale, este o ecuație deschisă, Blaga, și din această cauză, bineînțeles că este nemuritor. Și aici aș mai specifica aceea. Nu știu în ce măsură Blaga a cunoscut traduceri remarcabile. Mă refer, de pildă, sunt colegii noștri maghiari aici, nu știu în ce măsură el este efectiv tradus în maghiar. Noi am avut un traducător extraordinar din limba maghiară, eu l-am cunoscut, a murit la Budapesta, Gelu Păteanu. Gelu Păteanu, care a tradus fantastic scrisorile din Turcia lui Mikhail Kelemen, care este greu de tradus, greu de tradus. Asta vreau să vă spun că, de fapt, destinul universal al unui asemenea poet este legat în aceeași măsură și de capacitatea de transgresare a propriei limbi într-o altă limbă. Eu am încheiat cu asta, este greu de vorbit despre Blaga în fața noastră, care aveți niște lecturi profunde despre Blaga și, mă rog, sunteți poeți, ce Dumnezeu, adică nu ca mine. E poezia, e altceva. Eu știu foarte bine treaba asta. Bun. Da. Câteva cuvinte despre... Da, am simțit nevoia să mă ridic pentru că este una dintre cărțile care mie mi-a făcut o deosebită plăcere. Efectiv m-a emoționat lectura Cărții Șaptelor, eu pe asta am citit-o, dar bănuiesc că și povestirile merg cam pe aceeași linie. Care este, din punctul meu de vedere, performanța acestei cărți? Dincolo de paradigma care se utilizează. Este o paradigmă de care scriitorul de multe ori nu este conștient. Este vorba de așa numitul concept de totalitate. Epopeea, vorba lui Gheorghe Lukács, este o totalitate extensivă. Totalitate extensivă este de fapt atunci când ai un suprapersonaj dincolo de fatul, deci dincolo de destin, dincolo de zei, este o confruntare sângeroasă, o confruntare între colectivități, e un personaj colectiv și mai departe. Și vine romanul, care este epopeea lumii moderne și care spune Lukács, este o totalitate intensivă. E bine, romanul, de fapt, este felia prin care vedem, străvedem epopeea. Or, acest roman este superb pentru că, unul, este un roman și, doi, pentru că în arier planul acestui roman, de fapt, este un suflet epopeic, tragic, extraordinar. Dar performanța efectivă, din punctul meu de vedere, al unui cititor român care sunt, este faptul că
această carte ilustrează foarte bine, alături de alte câteva foarte puține, faptul că nu s-a sfârmat legătura dintre ochi și ureche. Deci dintre vorba rostită, care păstrează palpitul de viață, și cuvântul scris. În literatura occidentală, în mare ei parte, a scăpat de sub chestia asta, de pildă Amos Rog Oz, israelian, care tot așa este. Ce se întâmplă? Cuvântul scris devine de multe ori ca o floare uscată într-un ierbar, pentru că își pierde acel palpit de viață al vorbei. E bine, noi suntem o nație de povestitori prin excelență, oral. E bine, în literatura noastră există încă această legătură formidabilă între, repet, ureche și ochi, între vorba rostită și cuvântul scris. Ori această carte se citește tocmai din această cauză, la noi cel puțin, nu știu cum este traducerea, pe nerăsuflate, dincolo de ritmul ei, dincolo de intarsiurile lirice, și aici este absolut superbă, este o capodoperă, paginile, de pildă, despre rodie. Deci modul cum descrie rodia, că-ți vine să o iei din carte și să o mănânci așa, și nu numai rodia. Adică este tot exodul, fantastic, este o tragedie îngrozitoare. O tragedie care, de fapt, nu cunoaște ce? Nu cunoaște sublimul. Adică nu cunoaște înălțarea prin suferință decât în rama finală a acestui roman povestire, dar care, datorită povestirii, are suflu epopeii. În literaturile sud-estului european, acest suflu epopeii există mai ales la sârbi, în marea literatură sârbă. Marea literatura sârbă, nu numai în folclorul sârb, dar noi ne învecinăm, suntem în această parte și, repet, încă nu este sfârmată legătura dintre vorba rostită și cuvântul scris. Îl felicit din suflet, n-am știut că vine aici, am citit cu mare plăcere cartea șoaptea. Mulțumesc! Întâmplarea face ca în această sală să ne aflăm exact 66 de suflete. 66 înseamnă vârsta la care a murit Lucian Blaga. Mulțumesc foarte mult. De altfel, cred că secretul ochiul cu ureche este că între ochi și ureche este osul cel mai mare care se întâmplă. Și probabil că tâmpla care este în aceeași timp cel mai mare, dar și cel de care te sprijine atunci când vrei să evadezi, mergi în transcendent, acesta este secretul. Dacă între ochi și ureche adăugi și tâmpla, face acest triunghi, care întotdeauna nu e euclidian, dar care cred că face diferența dintre realitate și artă. Pentru că știți, arta nu este nici realitate, nu este nici istorie. Arta nu este istorie pentru că în istorie se vorbește mai ales de împărați și de generali și de învingători. Și în literatură se vorbește mai ales despre oameni simpli și despre învinși. Istoria vorbește mai ales despre cifre. Au murit atâte milioane. Deosebire de istorie, literatura dă nume suferinței. În literatură nu sunt cifre. Sunt oameni. Și poate de aceea literatura este mai convingătoare decât istoria. Iar mare diferență între artă și realitate este aceea că, spre deosebire de realitate, arta adaugă și un cortex al realității, o înțelegere a realității care este simbolul. Arta nu se îndepărtează de realitate. Arta este o realitate cu conștiință de sine. De aceea, deși, de pildă, în cartea șoaptelor, eu vorbesc numai despre lucruri care s-au întâmplat și oameni care au trăit, cu toate acestea este ficțiune. Și am să vă dau doar un singur exemplu
A ceea ce înțeleg eu prin asta. A vorbit Mircea despre exodul celor cercurilor pe care le-am imaginat în primele lagăre de concentrare din istoria omenirii și care au dus la cel mai mare dintre ele, lagărul de la Terzor din Siria, unde au murit aproape 200.000 de oameni. Și este o scenă acolo cu doi tineri, bărbați și femei, care dintr-o dată devin în deșert. Deșertul fiind nepăzit. Pentru că deșert însemna moarte. Și unul spune, strigă după ei să se oprească pentru că o să moară și altul lasă. Și lasă că poate ei o să facă un alt Dumnezeu și o să ia lumea de la început. De ce? Pentru că Terzor, locul acela cumplit, era de fapt locul de unde începea triunghiul care se lățea cu Tigrul și Eufratul. Cu alte cuvinte, acolo era grădina Edenului. După mii și mii de ani, omenirea s-a întors în Eden, dar nu s-a întors după căderea în păcat să se renalțe în paradis, ci să mai coboare o treaptă. Ceea ce arată că noi nu ne-am oprit din căderea în păcat nicio clipă. Și că treaptă cu treaptă continuăm să ne adâncim. Din păcate, nu este ce zice o psalm, o cântare a treptelor. Știți că psalmii, mulți dintre ei, se numesc o cântare a treptelor. De ce? Pentru că intrarea către sinagogă se făcea pe trepte care te ajutau să fii inițiat. Ori această inițiere a noastră nu s-a făcut către mântuire, din păcate. Și aceasta este adevărata realitate, nu deșertul pe care îl vedem, ci faptul că deșertul deschide drumul către eventualul nou cer, să reușim să ne rupem din noi și să o luăm în paradis. Jocul celor 100 de frunze este o carte despre noi. Este o frântură dintr-o carte identitară a poporului român. Știți că noi, la poporul român, nu avem nicio carte identitară. Ca să facem o carte identitară, trebuie să adunăm mai multe. Trebuie să adunăm poezia și scrierile poezii lui Eminescu, cu scrierile filozofice a lui Blaga, poate cu scrierile istorice a lui Nicolae Iorga, cu câteva romane, dar nu avem o carte care să găsești și obiceiurile, și tradiția, și diverse medii sociale, și așa mai departe. E bine, e foarte greu să faci lucrul ăsta. De ce poezia a rezistat mai bine comunismului decât proza? Proza a lăsat foarte multe victime, după 90. Pentru că proza noastră a vrut să fie tezistă. Multe romane au încercat să explice realitatea. Or să vă spun un secret. Adevăratul creator nu are niciodată dreptate. În clipa în care un creator vrea să aibă dreptate, el omoară arta. Adevărat artă nu pune concluzii. Eu, de pildă, am aici o novelă în care o femeie, o arhitectă, se reîntâlnește cu minerul care a bătut-o în piața universității. A bătut atât de rău că ea și-a pierdut sarcina și a smuls și medalionul de la gât. Și într-o bună zi, după 20 ceva de ani, a văzut-o la televizor. Când a văzut-o la televizor și a văzut cum o cheamă, pentru el, brusc, lucrurile s-au schimbat, pentru că înainte bătuseră anonim. Mulți oameni bătuseră alt mulți oameni. Dar acum era el care bătuse o femeie. Și el n-a mai avut liniște, a venit la București să-i dea femeie medalionul înapoi. Cum faci discuția asta? Poți să faci cu Oliudia, ea iartă, el cere iertare și se despart plângând. Sau poți să o faci simplu, femeia are dreptate până la capăt, minerul este o brută. Nu e așa. Ca să poți să scrii proză, ai nevoie de cel puțin trei calități fără de care arta și șleapă. Prima este să prezinți cititorului o lume care merită cunoscută. Să deschizi ușa către un univers. A doua este că trebuie să înțelegi că niciun personaj nu se explică printr-un singur adjectiv. Și tu trebuie să cunoști foarte bine din interior realitatea. Tu care scrii, trebuie să fii un cunoscător până la știință. Și a treia, nu pui niciodată concluzii și nu dai niciodată dreptate cuiva. Așa că veți vedea că minerul are și el argumentele lui, femeia are și ea argumentele lui. Rămâne ca tu să decizi. În cartea asta se vorbește despre istoria noastră recentă. Despre deceniul 50, despre cum am depășit pe 1989, despre mineriade, despre tinerii care își caută în străinătate destinul, despre ceea ce suntem noi. Fără însă să pun concluzii. Și mai pun această alternativă pe care trebuie să o avem în viață oricând, între uitare, răzbunare și iertare. Este o carte care vorbește în termenii unui realism magic, pentru că nu poți să povestești ca și mai face un reportaj de gazetă,
Dar în același timp cred că poate să fie pentru cineva care vrea să înțeleagă într-o bună zi sufletul poporului român în acest moment miraculos în care am fost singura generație din istoria lumii, care am trecut în același timp granița între două secole, două milenii și două sisteme economico-sociale diferite. Atenție, suntem singura generație din istoria omenirii care am avut acest privilegiu, pe care nu l-am folosit până la capăt, pentru că n-am înțeles foarte bine nici munchia asta dintre milenii, în care eram bătrânii unui mileniu care trecea și crucii unui mileniu care venea, și n-am înțeles bine nici ce trecerea de la un sistem la altul. Ei bine, este un ghid pentru cineva care într-o bună zi va vrea să înțeleagă că, de fapt, ceea ce noi numim tranziție are, de fapt, rânduielile ei, are suferințele ei, are adâncimile ei și care, dacă nu fac astfel încât memoria să nu fie doar o parte a trecutului, ci să fie în prezent, să trăiască împreună cu noi, o face ca greșelile să se repete mai departe. Eu rămân la concluzia că ceea ce spunea Noica de mult e adevărat și astăzi, poporul român este neliniștit, duce după el foarte multe traume nelecuite și că lecuirea de toate aceste traume nu se poate face decât prin cultură, dar, repet, cu condiția ca scriitorul să știe că, deși este creator, nu este creator până la capăt, pentru că lui trebuie să-i se adauge cititorul. Adică este, ca să zic așa, un pantocrator cel puțin dualist. Mulțumim de această întâlnire, mulțumim de cuvintele tale, deci Barușan Bosganian, dragă prim vicepreședinte al nostru, a Uniunii Scriitorilor, noi te simțim alături, cel puțin aici, la Satu Mare, și permiteți-mi să trecem la program și să vă spun că s-a adăugat, au venit cu trenul, pe unii deja i-ați văzut, câțiva dintre colegi, pe doamna Nora Ioga ați văzut-o, a mai sosit Angela Baciu, așa a mai sosit grupul de la Caiete Silvane din Zalău, poetul Viorel Mureșan și cu Daniel Săuca. Evident, lângă Viorel Mureșan stă distinsa doamnă Mureșan, care are grijă de noi poeți, așa cum se întâmplă pe undeva, ați văzut-o și pe soția mea, care tot trage de mânecă din când în când. A sosit Aurel Maria Baros, mă bucur că este aici, știți foarte bine, este președintele secției proză, deci a Uniunii Scriitorilor. Mulțumesc că mi-a dus acea diplomă, că altfel Varoșan ar fi povestit-o numai. A sosit criticul pentru decanul facultății din Târgu Mureș, Iulian Boldea, Adriana Weimar de la Lugoș, redactor șef de la revista Banat. Cred că nu am uitat pe ceilalți, ne vom vedea, nu? Deci cred că... Cine? Muri este vizibil! Deci Muri este vizibil, este un cetățean de onoare al orașului Satu Mare, Ion Mureșan, evident, da. Și sigur că eu cred, acum uitându-vă la fețele dumneavoastră, e bine să ne ducem la masă, după care numai o clipă, deci vreau să vă spun, va fi un moment poate mai liniștit și frumos, zic eu, mai frumos, la Castelul din Carei, unde vom recita. Daniel Corbu, prietenul meu, își va lansa această carte. Majoritatea dintre dumneavoastră sunteți în această carte, dintre poeți, așa. Cei care vor modera recitalul vor fi criticii care sunt prezenți aici, o să-i anunț acolo la deci la deschidere. Să nu uitați, cei care doriți să recitați, să vă înscrieți la Angela Baciu, să mergem la pasă, să ne fie de bine. Mulțumesc pentru că ați suportat prima parte a acestei întâlniri. Bine, Olimpul nu-și